Salutare! Bine ne-a regăsit la un nou videoclip. În subiectul de astăzi pe care mi-am propus să-l discut cu voi, vorbim despre cum ar trebui să-ți pregătești locuința pentru iarnă. Vremea rece încă nu a venit în adevăratul sens al cuvântului, așa că dacă încă nu ți-ai pregătit locuința pentru sezonul rece pentru iarnă, să știi că încă mai ai timp. M-am gândit la câteva dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face, fie că locuiești la casă, fie că locuiești la apartament, astfel încât să ajustezi un pic pierderile de energie din locuința ta pe parcursul iernii. Majoritatea sunt lucruri pe care le poți face chiar tu, nu știu, într-o zi de weekend, astfel încât să nu fie foarte, foarte complicat, însă sunt lucruri pe care le poți face și cu oameni specializați în acest sens, cum ar fi izolarea podului sau, nu știu, anumite lucrări de mentenanță pe la acoperiș. Înainte de a începe să discutăm mai detaliat despre acest subiect, am să aduc aminte de butonul de like pe care îl găsești chiar aici și butonul de subscribe, pentru că la final vei fi foarte grăbit să ieși de pe videoclip și s-ar putea să uiți. Și m-ar ajuta foarte mult să faci treaba asta. Desigur, am să îți sugerez tot timpul și pe parcursul acestui clip să îmi lași în comentarii părerea ta, experiența ta sau cum ai face tu, spre exemplu, raporta la acest subiect. Acest videoclip nu este un videoclip sponsorizat. Pun asta pentru că pe parcursul acestui videoclip voi folosi site-ul celor de la Mat House. Fac treaba asta deoarece m-am obișnuit foarte mult cu platforma lor și acolo găsești cam orice vrei. Și de ce folosesc site-ul de la Mat House astăzi este pentru că vreau să vin în sprijinul vostru și cu câteva produse pe care le puteți folosi în tot acest proces de, nu știu, optimizare a locuinței, astfel încât dacă tot stați câteva minute cu mine pe video, în descrierea acestui videoclip veți găsi și câteva link-uri cu trimitere la anumite produse care vă pot ajuta în remedierea anumitor mici probleme sau, nu știu, ajustarea unor mici probleme din locuințele voastre. Izolația podului. Pentru cei care locuiți deja la o casă care poate are ceva ani și, nu știu, aveți un pod sau o mansardă care poate nu este locuibilă, izolarea podului, să știți că este o mișcare destul de bună. Dacă veți face treaba asta și veți merge în podul vostru, ar trebui să faceți următoarele lucruri. Să verificați în ce stare este acoperișul, să verificați dacă nu cumva sunt anumite probleme la învelitoarea casei voastre. După care să vă faceți un plan de a izola podul, și anume planșeul. Dacă veți face acest lucru, veți conserva foarte mult energia din casă, energia aia termică pe care voi o plătiți pentru a încălzi locuința. Prin izolarea podului veți face în așa fel încât să nu mai pierdeți, pentru că podul, planșeul în sine, este precum un capac. Dacă este bine izolat, veți putea face în așa fel încât energia termică din spațiul interior, de la parter sau de la etajul 1, depinde unde este situat, să nu mai fie atât de rapid pierdută prin planșeul superior al podului, spre exemplu. Pentru treaba asta, vata minerală bazaltică este o soluție pe care eu o recomand să o luați în calcul pentru a rezolva acest lucru. Pentru treaba asta, eu, spre exemplu, o să fac în felul următor. Merg aici pe site-ul celor de la Mat House, mă duc pe termoizolații și mi-aleg vată bazaltică. O să ne uităm aici ce variante avem. Avem cele mai multe, primele sunt cele de la Isover. Mi se pare că au și cumva un preț mai accesibil. Și aveți aici vată minerală bazaltică necașerată, deci vine la panouri. Și mai aveți și varianta cașerată cu, mi se pare că are protecție de aluminiu pe una dintre părți, dacă nu cumva greșesc, și ea vine la panouri de 1 metru cu 60 și cu 10 cm grosime. Una dintre opțiunile astea poate fi destul de bună și pentru termosistemul vostru din pod. Mai aveți soluții și de la Rocool, spre exemplu, care sunt destul de bune. Aici aveți plăci mai mari, de 1200 cu 600 mm și cu 150, deci 1,20 m cu 60 cm și 15 cm grosime, iarăși o soluție foarte bună. Mai avem câteva soluții și de pe la, mai, nu știu, cred că mai de buget, să zicem așa, de pe la niște alte branduri, nu le prea cunosc, adică nu, oricum nu le cunosc pe toate, că n-aș avea cum. Și astea ar fi niște soluții pe care le puteți folosi pentru a termoizola, pentru a rezolva partea asta de etanșare a podului. Eu am să vă las în descriere, așa cum am zis și la început, am să vă las link-uri pentru fiecare categorie. Spre exemplu, pentru vata minerală bazaltică am să vă las câteva link-uri către unul dintre produsele respective, astfel încât voi să ajungeți mai ușor, vă faceți o analiză și în felul ăsta știți foarte clar ce anume veți folosi. Asta ar fi, cum să zic, soluția pentru a etanșa
pierderile din pod. De cele mai multe ori, căldura se pierde prin planșeul camerelor și treaba asta poate fi rezolvată cu izolarea podului. Tâmplăria. La tâmplărie puteți face următoarele ajustări. Trebuie să verificați chederele, pentru că orice tâmplărie pe care o veți monta în locuința voastră, fie că vorbim despre o casă, fie că vorbim despre un apartament, ea folosește niște chedere. Niște chedere care sunt supuse unor mișcări de temperaturi destul de mari, adică iarna temperaturi foarte scăzute, vara temperaturi foarte mari. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ele trec într-un proces de dilatare de la un sezon la altul. Bine, trecerea nu e foarte bruscă, însă voi trebuie să verificați întotdeauna la intrare în iarnă, spre exemplu, să verificați situația chederilor, să nu fie crăpate, să nu fie rupte, să nu fie întrerupte. Unele se usucă atât de tare încât efectiv se fracturează și se rup și nu ajută deloc. Asta ar fi un prim pas pe care trebuie să-l faceți pentru tâmplărie, verificarea chederilor. Dacă chederile arată în regulă, le puteți ajuta. Sunt în comerț niște spray-uri care le ajută puțin să se regenereze, la modul că le hidratează. E o soluție specială care ajută destul de mult pentru a le oferi puțină hidratare. Și în felul acesta veți avea puțin grijă de chederile voastre, astfel încât să nu aveți pierderi de genul ăsta. Curățarea șgheaburilor. Dacă locuiți la o casă, trebuie să luați în calcul foarte tare acest aspect. De obicei, toamna, șgheaburile trec printr-un proces destul de complicat și rămân înfundate cu frunze. Nu vă ajută treaba asta dacă le lăsați așa, pentru că iarna, bine, nu mai sunt ierni așa agresive la noi cu multă zăpadă, însă dacă iarna ar avea destul de multă zăpadă, șgheaburile, dacă sunt înfundate, vă generează o grămadă de probleme. Una dintre probleme ar fi, spre exemplu, că rămâne atât de mult timp zăpada pe acoperiș încât poate genera anumite infiltrații și nu veți dori treaba asta. Mai ales dacă cumva aveți și spațiu locativ la mansardă, chiar nu veți vrea treaba asta. Așa că curățarea șgheaburilor este un pas foarte important și trebuie să verificați treaba asta. Desigur, există anumite soluții prin care puteți face niște protecții deasupra șgheaburilor, astfel încât să vă fie mai ușor să nu mai ajungă toate frunzele acolo și cumva mentenanța să fie cumva simplificată. Dar asta este o soluție tehnică pe care puteți să o faceți din timp și în felul acesta puteți să evitați această problemă. Așa cum am zis și la pasul 1, când vorbeam despre izolarea podului, izolarea planșeului, verificarea acoperișului este foarte importantă înainte de a începe vremea foarte nefavorabilă, adică vremea cu zăpadă și ploaie. Trebuie să vă uitați foarte atent să vedeți dacă între timp nu s-au întâmplat anumite probleme la învelitoarea casei voastre. Dacă în schimb veți sesiza anumite, nu știu, găuri, să zicem, prin acoperiș, ceea ce ar fi foarte neplăcut, ar fi foarte bine să remediați aceste probleme de urgență pentru a nu vă prinde vremea rea, ploaie sau zăpadă cu astfel de probleme în acoperișul vostru, pentru că pot genera niște infiltrații care pot face niște pagube enorme. Curățarea coșului de fum. Da, dacă cumva locuiești la o casă care folosește un sistem de încălzire, cum ar fi, nu știu, sobe sau centrale pe lemne, peleți, ar fi foarte bine să iei în calcul treaba asta, pentru că coșul este foarte important să fie bine curățat. Pe lângă treaba asta, ar fi bine să verifici foarte bine starea coșului de fum, pentru că dacă acesta are fisuri, poate genera situații foarte neplăcute, cum ar fi, cine știe, poate vreun incendiu și nu ai vrea treaba asta. Ar fi bine să verifici treaba asta din timp, înainte să pornești sistemul de încălzire al casei tale, oricare ar fi el, o centrală pe lemne, o centrală pe peleți sau sobe, verifică cu atenție coșurile, pentru că nu doar că pot avea probleme de genul ăsta să fie înfundate, ci pot să fie atât de fracturate sau atât de distruse fără să-ți dai seama și pot aduce în casa ta dioxid de carbon și nu vei vrea treaba asta, pentru că este foarte periculos. Și îți recomand să verifici cu atenție cu oameni specializați aici coșurile, pentru că nu avem cum să știm noi cum trebuie să arate un coș sau care sunt problemele. Unele sunt puțin vizibile sau unele sunt deloc vizibile, astfel încât doar un specialist poate să facă treaba asta. Pe lângă treaba asta, îți mai recomand să iei în calcul și un senzor de fum, un senzor care poate detecta anumite probleme, cum ar fi dioxidul de carbon din casa ta. Și treaba asta nu mai este costisitoare în momentul ăsta, este doar o chestie de a-l avea montat în casa ta. Dacă ai o locuință care, nu știu, este undeva amplasată într-o zonă periurbană sau rurală, un generator este foarte necesar. Și un generator
care ți-ar trebui și ți-ar fi foarte util ar fi ceva de genul ăsta, să ne uităm acum. Ți-ar fi necesar un astfel de generator. Este pe benzină, are un rezervor de 25 de litri și te poate scoate dintr-o situație foarte neprevăzută, foarte neplăcută, mai ales dacă sunt pene de curent care poate durează și câteva zile. Chiar ai avea nevoie de un astfel de generator care să te scoată din impas, pentru că în funcție de ce echipamente folosești, centrale pe lemne sau pe peleți, ai nevoie și de energie electrică și dacă nu mai ai energie electrică, în momentul ăla ai blocat toată funcționarea locuinței tale. Sau și o centrală pe gaz are nevoie, spre exemplu, de conexiune la energie electrică. Spre exemplu, dacă folosești o pompă de căldură, atunci ai nevoie să o menții în perfectă funcționare, alimentând-o la curent electric. Și un generator ți-ar fi foarte, foarte important ca să poți să treci peste o pană de curent care poate dura de la câteva ore până la câteva zile. Trebuie să iei în calcul foarte important acest aspect, pentru că nu este deloc plăcut. Verificarea sistemului de încălzire. Înainte de a pune în funcțiune ce folosești tu, centrală pe lemne, peleți sau poate o pompă de căldură, e foarte important să verifici sistemul de încălzire, calorifere, conducte, să vezi dacă totul este în regulă, dacă nu ai scurgeri și mai ales la calorifere, dacă cumva stai la bloc, înainte de luna septembrie ți-aș recomanda să deschizi, să închizi coloana de fapt și să scoți caloriferele, dacă sunt vechi, spre exemplu, să le scoți, să le cureți, pentru că odată ce sistemul a intrat în funcționare, nu mai poți face absolut nimic și nu mai e foarte, foarte complicat după aceea să rămâi cu caloriferele colmatate. Dacă vrei să vezi un clip cum arată un calorifer la câțiva ani de la curățarea, de la ultima lui curățare, un calorifer de oțel din București, am să-ți las aici mai sus un clip, pentru că eu am curățat un astfel de calorifer și ce am găsit în el m-a șocat, adică efectiv numai mizerie, pietriș, noroi, adică tot era plin de reziduri, nu avea cum să funcționeze. Și cred că și anul ăsta va trebui să fac la fel, o altă curățare. Așa cum am vorbit și mai devreme, vorbeam despre partea de etanșare. Etanșarea casei este foarte importantă. Evident, nu e bine să te duci prea departe, adică să o faci precum un borcan, însă ai foarte multe rosturi care trebuie etanșate. Îți dau un exemplu. La hota de la bucătărie, unde ai acea ieșire prin perete, dacă ne imaginăm un apartament la bloc, toată lumea și-a montat câte o hotă și-a dat gaură cu o carotă prin bucătărie și pe acolo intră aerul necontrolat, pentru că multe din astea au rămas nefinisate. Nu se face neapărat cu spumă poliuretanică, dar există soluții care trebuie să le iei în calcul pentru a rezolva etanșarea unor astfel de rosturi. Spre exemplu, tot aici la Mud House vei găsi, o să mergem la acoperișuri și hidroizolații și avem aici rubrica cu etanșanți și accesorii. Spre exemplu, pentru astfel de probleme, pentru astfel de rosturi, pasta asta de la Sikaflex este un sigilant care te ajută extraordinar de mult să rezolvi astfel de probleme. Și aici putem să dăm câteva exemple. Așa cum am zis, gaura de la hotă este un prim pas. Dacă ai ventilație cu ieșire prin perete de la baie, la fel. Trebuie să verifici dacă nu cumva ai pierdere și pe acolo. La balcoanele care sunt închise, spre exemplu la multe apartamente, balcoanele au fost închise cu termopan pus așa cum s-a putut, cum a fost el pus. Și acolo sunt foarte multe fisuri care pot aduce aer rece în casa ta. Și pe jos, și pe la tâmplărie, poți să folosești pasta asta ca să sigilezi toate treburile astea. Și e bine să verifici, spre exemplu și la ușa de la intrare, s-ar putea să ai și pe acolo, pe sub prag, la fel. Sunt multe, multe astfel de locuri și e bine să le iei în calcul și să folosești un astfel de material ca să poți să sigilezi casa acolo unde trebuie să nu ai pierdere de căldură. Cu siguranță mai erau foarte multe de spus, însă nu am vrut să întind video-ul ăsta foarte mult și așa cred că m-am întins mai mult de câteva minute decât mi-am propus, însă astea ar fi cele mai la îndemână măsuri pe care le poți lua pentru a avea grijă de casa ta. Eu am făcut o retrospectivă pe site-ul celor de la Mud House pentru că este un magazin online pe care îl poți folosi și tu fără niciun fel de problemă, nu este niciun parteneriat așa cum am spus și la început. Eu am să-ți las în descrierea acestui videoclip link-urile produselor despre care am vorbit și a altor câteva produse care eu le consider utile pentru a le folosi în optimizarea locuinței tale pentru pregătirea înainte de iarnă. Desigur, nu uita de butonul de like
pe care poate nu l-ai apăsat încă de la bun început și dacă vrei să fii abonat al canalului meu, apasă și butonul de subscribe și dacă vrei să fii notificat atunci când eu aduc clipuri noi, apasă și clopoțelul. De asemenea, dacă vrei să fii un membru susținător al videoclipurilor și subiectelor care vor apărea pe canalul meu, poți deveni membru apăsând butonul de join sau de alătură-te și în felul acesta vei face parte din membrii canalului meu, vei avea la dispoziție materiale dedicate membrilor, informații pentru membri și, de ce nu, din când în când anumite oferte pe care eu le ofer membrilor și discuții speciale cu membrii. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!